Campionatul de fotbal pentru amatori organizat în sezonul 2 de Liga Prietenei Giurgiu va continua în această seară cu ultimele partide din etapa a doua, după ce în primele întâlniri din aceeași etapă s-au înregistrat rezultatele. PTF Giurgiu, ARG 4-5, Forest Bicu, Amicii 8-4 și Necunoscuții versus Cel Giurgiu 16-2. În această seară se vor întâlni Viitorul Vedea cu ACS Victoria, Energia Remuș contra Emo Galaxy și Juniorii contra Salvatorilor. Iar de joi, campionatul continuă cu etapa a treia. Organizatorii au promis că vor întocmi un top al celor mai frumoase faze din campionat, până acum ieșind în evidență trecerea lui Marcu și golul lui Lascarache. Liga Prieteniei este un campionat fotbalistic pentru amatori organizat de Asociația Umanitară Unis pentru Giurgiu și susținută de fondatorul asociației, Florian Nicolae.